Ce vârstă vom avea în cer? Așa întrebare am primit. Oamenii mor la vârste diferite. Eu nădăjduiesc să ajung împreună cu familia mea în rai. Ce vârstă vom avea acolo? Vârsta la care am murit? Unii vom fi veșnic tineri sau copii? Nu avem un răspuns clar, expres în Biblie cu privire la întrebarea dumneavoastră. Dar la 1 Corinteni, capitolul 15, acolo spune că la moarte este semănat trup firesc, care este muritor, care este neputincios, în neputință, dar învie trup duhovnicesc, care este un trup puternic, un trup de slavă și este un trup veșnic, este un trup desăvârșit. Și atunci, asta mă face să cred că la înviere, indiferent de vârsta la care am murit noi, primim un trup desăvârșit, un trup desăvârșit și ca vârstă matur, în sens că este matur, este crescut de acum trupul acesta și apoi trupul acesta pentru el timpul nu mai înseamnă nimic pentru că trupul acesta nu îmbătrânește. El nu îmbătrânește, nu este supus îmbătrânirii, timpul nu mai are efectul ăsta de îmbătrânire pe care l-a avut până acum. Trupul acest, trupul nou, trupul de slavă pe care îl vom primi noi, este un trup veșnic în care ne vom bucura o veșnicie în împărăția lui Dumnezeu, pe pământul cel nou, în ceruri noi. Dar nu toți vor avea bucuria aceasta, nu toți vor avea harul acesta, ci doar cei care au ales să-L primească pe Domnul Iisus Hristos de plin. Au ales să fie adevărați ucenici ai lui Iisus Hristos, cei care sunt ucenici ai Lui cu numele, care se cred creștini pentru că s-au născut din părinți creștini sau se consideră creștini pentru că s-au născut într-o națiune creștină sau se consideră creștini pentru că fac parte dintr-o anumită confesiune, dar dacă oamenii aceștia ignoră cuvântul lui Dumnezeu, ignoră Biblia, ignoră poruncile lui Dumnezeu care sunt scrise în Biblie și nu trăiesc după cuvântul lui Hristos, oamenii aceștia nu vor avea parte din învierea Sfinților la răpire, când va veni Domnul nostru Iisus Hristos și, bineînțeles, nu vor avea parte de toate binecuvântările acestea despre care vă vorbesc eu, ci îi așteaptă o pedeapsă veșnică. Este o frază cheie repetată în Biblie, nu vă înșelați, nici bețivii, nici curvare, nici preacurvare, nici hoții, nici cei lacomi, nici cei hrăpăresc, nici închinătorii la idoli. Și lista continuă și continuă, zice, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să vă pună în inimă un gând sfânt, o dorință sfântă și chiar acum, când ne apropiem de Paște, să luați Noul Testament. Nu vă lăsați înșelați ca cei care vă spun principalul să ai credință în suflet, principalul să ai credință în inimă, sau care spun nu contează ce credință are omul. Dacă are credință în suflet, gata, deja este bine. Că credința trebuie să fie în inimă, da, adevărat, dar credința trebuie să fie în cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos. Credința adevărată este aceea care urmează în totalitate învățătura Mântuitorului nostru așa cum a fost lăsată în Sfintele Scripturi. Orice altă credință, ea nu este adevărată. Și iată, Antichristul, cel care va veni și a cărui Duh lucrează acum în lume, el tocmai asta vrea, ca să îi înșele pe oameni să gândească în felul acesta, așa mai liberal, să gândească că orice credință, nu contează credința, nu contează religia, important să ai credință în suflet. Nu, 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 dragii mei. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Prin mine înseamnă prin învățătura pe care am lăsat-o eu. Dumnezeu să vă dea o inimă bună, Dumnezeu să vă dea un cuget bun, Dumnezeu să vă dea credință adevărată ca să aveți parte de intrare în împărăția Lui.